Ploua de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața! Bine ați venit la cafeaua noastră. Am intrat la fix. O să vă invit astăzi să rămâneți pe emisiune pentru că vom avea mai multe imagini filmulețe. Și tema este foarte incitantă. Astăzi vom vorbi despre ticăloșie și habarnism. Ticăloșia în politică face parte din meniu, ca să spun așa. E în acolo, implementată, e în ADN-ul politicienilor. Există însă și momente în care ticăloșia depășește limitele. Habarnismul, știți cu toții cum e, nu ne mai facem probleme. Ieri a avut loc, așa am auzit și noi, o conferință de presă ținută la PSD. Un domn numit Cuc, adică politicianul lui Arsene, Răzvan Cuc, nu al neamțului, al lui Arsene, Răzvan Cuc, împreună cu doamna Florentina Vaisiliu Moise, au ținut o conferință de presă cât de cât publică și în mare parte confidențială, în care au anunțat un pic, ca să putem rezolva niște probleme tehnice. Deci au anunțat referendum, acum pot să dai imaginea dacă se poate, am împrumutat-o de pe site-ul unui coleg, nu știu dacă el a fost sau n-a fost invitat la conferința de presă. Deci, referendum pentru demiterea primarului Carabelea. Deci, băieții aceștia, cu roșu pe spate, după cum se vede, anunță referendum pentru demiterea lui Carabelea. E ca și cum PSD-ul la nivel național au zis, gata, dăm jos guvernul Câțu. Da, l-am sprijinit să rămână cât se poate. Un referendum pentru primarul Carabelea acum înseamnă legitimarea lui, pentru că se va vorbi numai despre el, îi va crea așa o aură de om hăituit de ciuma roșie, dar trecem peste asta. Cât de ticălos pot să fii, așa politicianește vorbind, nu ca persoană tu ticălos, nu, politic vorbind, sau cât de ticăloși politici poți fi respectivii, după ce au blocat activitatea primăriei timp de luni bune, au făcut tot ce au putut ca să blocheze, au promovat proiecte care să pună Bețenrate, cu excepția unuia singur, nu vorbesc de cel cu mamele, cel cu drumul, știu ei despre ce este vorba. Deci, cât de ticălos poți să fii să spui acum, domne, zice, știți care e povestea? Îl dăm jos ca să venim noi, nu domnul Cuc, că dânsul este bine mersi parlamentar, doamna Flori Moise, care se pregătește probabil să candideze sau se pregătește pentru un post de deputat. Cine sunt cele două personaje și ce au în spate ca să poate să vină să spună facem un referendum pentru demiterea primarului Carabelea? Domnul Cuc, o să te rog, Bogdan, să treci așa. Domnul Cuc, care, dacă vă aduceți aminte, prin 2019 era unul din cei mai bogați politicieni români pe declarația de avere. După care a început DNA-ul să-l caute. Pentru calea ferată, Sighișoara, nu știu unde. Pentru alte lucruri. Și dintr-o dată, așa, pe modelul deja cunoscut în neamț, Cuc, politicianul Cuc,
al lui Arsene, divorțează, face partaj cu doamna și îi dă tot ce are. Mai rămâne cu un apartament împreună cu frații săi. Pentru că nu s-a mai înțeles. Normal, nu, și nu trebuie să-i dai tot, așa că în cazul unei condamnări nu mai are nimeni ce să ia. Nu mai vorbim de faptul că domnul Cook are episoade interesante în viața lui de ministru, dar despre asta cu altă ocazie. Pe de altă parte, ne dă lecții de politică și morală doamna Florentina Vasiliu Moise. Nu vorbim aici de morală, că nu e cazul, de politică, morală în politică putem vorbi. Cum poți să vii să vorbești despre o administrație curată, cinstită în folosul oamenilor, când tu ai ajuns pe un concurs de împrejurări să pleci din învățământul unde era locul tău și să te duci la Consiliul Județean, de unde să-ți pregătești, nu-i așa, o carieră politică? Cum poți vorbi despre răstarea pietrenilor, despre grija față de pietreni în condițiile în care ți-ai uitat menirea și te-ai dus acolo lângă șef ca să poți executa mai bine ordinele politice? Nu mai vorbim de concurs, nu e cazul. Concursurile de împrejurări sunt extrem de interesante, mai ales la Consiliul Județean. Bun. Asta este partea cu ticăloșia. Acum avem partea cu habarnismul. V-am spus zilele trecute că există o carte care cred că se potrivește perfect la ce se întâmplă în Piatra Neamț. Este Nicolae Nosov, Habar n-am în orașul Soarelui, sau, dacă Bogdan îmi permite să schimb cadru, sau mai avem una, care și asta parcă s-ar potrivi, dacă Bogdan poate, Aventurile lui Habar n-am și ale prietenilor săi. Este cam ceea ce se întâmplă în municipiul Piatra Neamț. Avem un primar care s-a supărat foc, se supără foc pe toată lumea care îndrăznește să-l critique. Ia totul pe persoană fizică și începe să se lamenteze unde? Pe Facebook. După ce ia decizii, mă rog, cât le ia el, cât le iau alții, deci după ce ia decizii, de multe ori proaste, în momentul în care cineva îndrăznește să-l tragă de, să-l atingă cu o adiere de critică, explodează. Ultima șmecherie, ca să zicem așa, a domnului Carabele a fost aia cu Castani. Țineți minte când domnul Carabele a zis: s-au tăiat Castani că sunt un pericol public. Cei care au postat imagini cu Castan sănătoși mint, domne, mint. Sunt niște mincinoși, imaginile lui, lor, nu sunt adevărate. Deci imaginile lor nu sunt adevărate. Adevărat este ce spunem noi, toți castanii sunt răi. Înainte de a da imagini, să vă povestesc cum e cu castanii ăștia ca să nu mai avem discuție. Mi s-a spus așa, castanii sunt bolnavi. Și au venit cei de la Silvic, i-au marcat și noi i-am tăiat. Fals. Cei de la Silvic nu au atribuția asta în oraș. Cei de la Silvic pot să dea un document prin care poți transporta pomii respectivi. Asta știe probabil domnul viceprimar Irimia. Cum arătau ieri, și o să-l rog pe Bogdan din nou, niște castani tăiați în zona liceului forestier, cât o mai fie liceu și cât o mai fie el de forestier. Vedeți un castan bolnav? Este acolo. Și mai sunt, dacă vă uitați, sunt acolo, pe stradă. Domnul Carabelea și cu domnul celălalt care ne spun, nu, sunt bolnavi. Nu sunt toți bolnavi.
I-ați îmbolnăvit voi ciumpăvindu-i acum câteva luni și în anul trecut. Ăia bolnavi și goi și stricați trebuiau tăiați. Restul trebuiau îngrijiți doar, domnule primar, și ceilalți prieteni ai dumneavoastră. Vă mai arătăm și alte poze, că am primit chiar în dimineața asta. Bun, ăsta e tot din zona respectivă. Îl mărim ca să vadă bine. Celălalt era cu numărul 6, ăsta e cu numărul 10. Vedeți? Foarte bolnav. Extraordinar de bolnav și el. Și mai avem, dacă vreți, putem să vă arătăm că am fost și am luat pe toți, la rând. Dar nu e cazul acum. Cazul este să discutăm despre altceva. Deci asta e povestea cu... Haideți să vedem un pic despre habarnism. Avem pe ecran imediat un fragment din nou regulament atât de discutat în Piatra Neam privind curățenia, spații verzi, 228/2021. Întreținerea și asigurarea viabilității drumurilor publice. Dacă sunt lucrări digitale pe care operatorii sunt obligați să le efectueze în condiții agreate cu beneficiarul, adică cu primăria, astfel încât să asigure fluența pietonilor și securitatea circulației rutiere, înfermând cetățenii asupra așa, trebuie să facă următoarele lucruri. Să pun un panou, se va asigura semnalizarea corespunzătoare pe întreaga duretă de existență a șantierului. Aici nu-i șantier, stai spom, da? Depozitarea, așa cum articolul 12. Îl vedeți aici, pe ecran. Fă mare, Bogdan. Depozitarea deșeurilor rezultate din lucrări se face fără afectarea spațiilor, zonelor verzi sau aleilor pietonale, trotuarelor, urmând ca transportul la locul de depozitare se facă în aceeași zi. Același lucru ar trebui să facă și cu acești copaci care afectează traficul pietonal, etc., etc. Mai mult acum decât atunci când stăteau în picioare cei sănătoși. Dar domnul primar nu vede bârna din ochii domniei sale, ci doar critica adusă de alții care nu se potrivește progresismului promovat de domnia sa în acest oraș. Apropo de Greta Thunberg din Piatra Neamț, după ce a apărut povestea cu copacii tăiați, a apărut și o postare a domnului primar. Vă rog să vă pregătiți emoțional, pentru că sunt rânduri și imagini care vă pot afecta pe toți cei care sunteți mai slabi de îngeri. Ce aflăm noi din postarea domnului Carabelea? Că în ultimii 10 ani am plantat peste 15.000 de copaci. Nu, este o virgulă. Împreună cu mii de voluntari care s-au mobilizat la apelul meu. Deci o armată de 15.000 de voluntari, în mai multe serii, evident că dacă nu aveam 15.000 de voturi la Piatra Neamț, nu 7.000, da? Au plantat, mii de voluntari au plantat 15.000 de copaci. Și spune mai departe, sunt iubitor al naturii și nimeni din lume nu poate contesta cu argumente această parte a identității mele. Un ecologist nu ar tăia niciodată un copac. Dar un primar este obligat să o facă în anumite situații. Azi sunt în cea mai teribilă situație în care poate fi pus un ecologist. Aceea de a nu avea altă opțiune decât să dispună tăierea mai multor copaci, pentru că sunt bolnavi și amenință viața și bunurile oamenilor. Înainte de toate am verificat consultând specialiști și nu doar din orașul nostru, probabil de la Ministerul de Finanțe din București sau la Sectorul 1 București. De acolo. Toți mi-au confirmat existența unei boli foarte molipsitoare care afectează castanii porcești. Inclusiv cei tineri plantați pe strada Republicii, pe care îi puteți vedea având frunzele înroșite de o bacterioză care îl macină în timp, precum un cancer. Mai ales în fața provocărilor de azi ar trebui să înțelegem mai bine cât de molipsitoare și periculoasă poate fi o boală. Corect.
Și mai spune domnia sa, în plus Castania au o speranță de viață de 150 de ani, iar cei din Piatra Neamț au deja peste 120 de ani, fiind vulnerabili în fața fenomenelor meteo din ce în ce mai agresive. Platanii nu. Ei rezistă la fenomenele meteo. Eu sunt cel mai afectat de decizie. Bun. Și nu pot să nu mă întreb câți dintre, ghilimele, specialiștii de copaci apăruți peste noapte, care mă acuză astăzi, au făcut măcar 1% din ce am făcut eu pentru mediu și planetă. Deci, putem fi mulțumiți, avem o simbioză perfectă între Captain Planet și Greta Thunberg la Piatra Neamț. Acum, dacă tot am vorbit despre cel mai ecologist dintre primarii care au ocupat biroul din Piatra Neamț, să începem să punem niște imagini pe care le-am primit, dacă nu unele ieri seară și una azi dimineață. O să-mi cer scuze, trebuie să caut puțin imaginile, pentru că altfel... Deci, dacă reușesc să... Nu dai drumul până nu reușesc eu să fac, să aduc la zero. Deci, în această dimineață, o doamnă, exasperată și disperată, ne scria: vă implor, deci, efectiv, ăsta era mesajul și citesc: vă rog, vă implor chiar, este inadmisibil ce se întâmplă. Noi am zis, cum, în orașul condus de Captain Planet și Greta Thunberg, să se întâmple așa ceva? Nu se poate. Dar dăm imaginile, o să le dăm chiar și cu sunet, ca să vadă reacția. Nu încetez nimic, uite cât sunt de cretin. Deci la oră când elevii merg la școală, în orașul Piatra Neamț, niște cetățeni, că nu știm exact ce fac, Dezinfecții. Hai. Hai, puneți-mă asta. Nu niște cetățeni, spunem noi, niște dobitoci, dar ecologiști. Priviți, asta se întâmpla în această dimineață la Piatra Neamț, dacă doamna care ne-a trimis n-a trucat acest filmuleț, uitați-vă acolo, se dă și spre primărie. O secundă să pot ieși, da? Deci, în această dimineață, în orașul ecologiștilor, s-a întâmplat lucrul ăsta. La 8 fără un sfert, când mergeau copiii la școală. Nu se putea da la altă oră, pentru că probabil ar fi trebuit plătite ore suplimentare celui care-i cu vermorelul, știți? Nu, la ora aceea. La ora aceea. Cred că mai avem, dacă... reușesc. Da, am mai reușit ceva scurt. E în fața teatrului. Bine, acolo trebuie dat, dar nu cu vermorelul. Acolo trebuie dat cu altceva. Și este întrebat omul: asta e oră de dat cu gaze? Asta e oră, cine v-a trimis? Eu vă întreb cine v-a trimis. Ok. O să încerc un print screen, dacă reușesc. Ok. Să-l găsim, să vedeți cum este echipat tovarășul care dă cu acel... Ia uitați, vedeți? Nu se vede foarte bine, dar are un echipament specific, o căciuliță. Deci, e clar că nu e ceva care să afecteze cetățenii dacă cel care dă are doar o căciuliță și echipamentul este format din așa ceva.
Bun, v-a plăcut? V-a plăcut. Asta este dovadă de dovada faptului că orașul este bine condus, că lucrurile sunt coordonate așa cum trebuie. Încercăm să vă mai dăm o chestie apropo de coordonare. Dacă reușesc, te rog, Bogdan, să ai un pic de răbdare. Da? Știți că dimineața, începând din Dărmănești, de la podul din Dărmănești, până ajungi în dreptul hotelului Ceahlău, în spatele hotelului Ceahlău, este o circulație infernală. Pentru că ce se întâmplă? Vin mașini multe, știți? E un trafic bine ordonat, coordonat, o să fie și mai bine, dar vin mașini multe. Și, uite că mi-a trimis și încă cineva acum ceva, dar nu o să le pot lua pe toate în timpul emisiunii, îmi cer scuze. Da, domnul Răspopa pune și el imagini de acela. Vă invit să vă uitați pe Facebook-ul domnului Ciprian Răspopa. Pune același gen de imagini. Așa, mi se spune să dau și full screen, dau și full screen imediat. Deci, știți că traficul este foarte aglomerat. Ei bine, ce se întâmplă pe la ora, într-un oraș foarte bine coordonat, foarte bine, deci totul este coordonat la minut, ce se întâmplă într-un oraș la ora 8 și ceva, fără ceva, pe strada, pe celebrul Bulevard Paulista. Deci, unde se circulă greu pe două benzi înguste, avem, este programată, nu-i așa, strângerea gunoiului. Ceea ce, până la urmă, poate fi o chestiune extrem de benefică. Nu se strânge gunoiul. Când îl strângi, când este mai mare aglomerația. Ia să vedem dacă reușim să-l punem și pe domnul Răspopa în timp ce noi vorbim. Numai o secundă să dăm drumul. Să vedem dacă dăm drumul cu sunet. Și o să comentăm pe sunet. Aceeași operațiune de afumare, dezinfecție, dezinsecție, ce-o fi ea, la Piatra Neamț, în plină dimineață. Când oamenii merg, copiii în special, merg spre școală și funcționarii primăriei merg spre primărie, ca și cei ai Consiliului Județean, ca să nu mai vorbim de prefectură. Da, deci vă dați seama că suntem într-un oraș extrem de bine coordonat. Totul este pus la punct în cele mai mici amănunte. Așa că, cine vă mai pregătiți să criticați ceva, mucleți băieți. Mucleți băieți că dacă nu, ce se întâmpla pe vremuri, când, dacă gură mare ai, sau cum era aia, 7 ani săpai la sare, știți? Acum va fi mult mai rău decât atât. Pentru că atunci a mai existat totuși un element de echilibru. Acum nu mai există niciunul. Acum nu mai există niciunul. Deci, asta este imaginea orașului bine gospodărit la ora respectivă, 8 fără, în Piatra Neamț. Bun. Și acum, spune domnul Ciprian Răspopa, aceeași anomalie am notat și eu dimineața atunci când copiii merg spre școli. Corect, așa este. Bun. Ne-am lămurit cum e cu orașul ăsta. Haideți să punem o imagine, sau nu, o punem la final asta. O să punem altceva tot de ieri. Nu, am greșit eu, îmi cer scuze. Da, nu. Nu știu de ce nu reușesc să... Ia să vedem aici. Trebuie să le închid pe toate ca să pot să... Că nu, sunt atât de multe deschise încât pur și simplu nu mai știu ce a pornit. Îmi cer scuze, se mai întâmplă când faci în direct, așa sunt lucrurile. Bun. Haideți să vă arăt. Ia să vedem. Ia uitați aici, Bogdan, te rog.
orașul ecologiștilor, cu 15.000 de copaci plantați, ieri după amiază, în plin centru orașului, și îmi pare rău că nu avem mai multe fotografii în amănunt, pentru că o să vedeți acolo animale moarte, resturi de toate aduse în zona centrală. Mai și pute din când în când, dar asta nu mai contează, că mirosul ascunde alte lucruri în orașul ăsta. Este un oraș condus de un om care, la îndemnul căruia, s-au plantat 15.000 de copaci. Depinde câți dintre ei au și crescut. Dar asta este o altă problemă care ține până la urmă de mâna celui care plantează, știți. Dacă ai mână bună, se prinde. Dacă n-ai mână bună, nu se prinde. Cum îmi spune acum, că eu fac emisiunea asta cu cititorii care îmi trimit mesaje, Delta Cuieșdiului. Corect, foarte cum e. Se vor face, spune cel care ne trimite mesajul, documentare peste ani. Chiar putem până la urmă să numim un guvernator al Deltei Cuieșdiului pe modelul guvernatorului din Delta Dunării. Putem aici să creăm microhabitate, să facem zone protejate. Și așa suntem meșteri în zone protejate. În zona protejată am vrut să facem un loc de joacă pentru copii, cel mai modern din Europa. Dar ideea asta cu Delta Cuieșdiului este senzațională. Mulțumim, domnul Cătălin. Este senzațională. O să mai găsim și alte asemenea lucruri. În concluzie, avem o propunere ticăloasă a unor oameni care au pus bețe în roate pentru schimbarea, prin referendum, a unor, eu i-am numit, nu rău intenționați, că nu sunt rău intenționați, Doamne ferește, i-am numit habarniști în administrație. În esență, și unii, deși primii ar avea motive să ceară referendumul, celălalt are motive să revolte. Dar ăla n-are motive să revolte pentru că ar fi făcut treabă, ci pentru că îi cere plecarea unul mai ticălos decât el. Pardon, mai habarnic decât el. Scuzați, retrag cuvântul ticălos. Mai habarnic decât el. În direct, știți, se mai întâmplă. Imaginea cu care vreau să rămâneți în minte, dar o să te rog să mă lași să o măresc, dacă pot. Apropo de acest oraș și de modul în care totul se bazează doar pe imagine, pe Facebook, în rest, lasă că facem noi cum facem. Și lucrurile sunt cel mai frumos ilustrate, nu dai imaginea, de următorul dialog care a avut loc nu de mult. Domnule, de ce dați telefoane de la primărie la directorii societăților și le spuneți, bă, fă aia, fă aia, fă aia, și ăla vă răspunde. Știți, dar eu fac, dar pe ce bani? Lasă-mă că ne faci tu o factură pe altceva. Asta este esența sau punctul de plecare de unde pleacă, să-i spunem așa, viitoarea corupție. Eu, în postură de șef în primărie, îi spun, bă, te duci acum te duci și îmi iei gunoiul de grajdi de la baza hipică și îl duci unde spune ăla. Păi șeful, și cine plătește? Lasă-mă că îmi faci tu o factură pe altceva. Iei gunoaiele alea și le duci acolo. Păi cine plătește? Lasă-mă că îmi faci o factură că ai strâns gunoaie mai multe. De aici pleacă totul. După aceea ăla face o factură, dar el își zice, bă, dacă mi-o cerut să-i fac o factură pe altceva, ia să mai pun eu ceva acolo la factura aia. Și îl sunăm pe X, bă, dă-mi și tu o factură ca să așa. Și se mai face rost de un soare. Revin și închei.
imaginea administrației publice locale, o să vă revenim și cu cea județeană, n-am fotografie acum, dar vă promit că vă... este aceasta, te rog, Bogdan, să o pui. La o acțiune de curățenie, am avut și imagini mai bune, dar acum n-am avut timp în timpul emisiunii să le găsesc. La o acțiune de curățenie prin aprilie, undeva pe lângă calea ferată, a venit să facă curățenie și primarul. După cum vedeți, unul este echipat pentru curățenie, celălalt este echipat pentru poze la curățenie. Sacou, pantofi, din aceea lungi, lustruiți perfect, pentru că nu e așa, cineva trebuia să facă și poze acolo și să dea bine în poze. De fapt, toată administrația locală este o mare poză. În spatele ei colcăie interesele de tot felul și cea județeană, care nu sunt pentru cetățeni. Acele lamentații pe Facebook, adevărul va ieși peste an la lumină. Mi-aduc aminte de un primar care acum e undeva și se judecă că poate să scape mai repede de acolo. Auzi, bă, că o să vedeți voi că adevărul va ieși la iveală. A ieșit, dar din păcate n-a ieșit ăla care trebuia. Aceasta este imaginea administrației locale la Piatra Neamț. Cum spuneam, să ne ajute Dumnezeu să vedem ce se va întâmpla și cu acel referendum, ce se întâmplă cu administrația, până unde vor merge cu aceste lucruri, cum vor explica ei foarte curând că au acceptat să pună în practică niște proiecte prost făcute, au mai împrumutat niște bani și acum nu știu pe unde să scoată cămașa că nu vine nimeni să facă proiectele, că trece timpul și n-au bani pentru schimbat conducte de apă și nici soluții deocamdată. Speră ei că vor primi de la Angel Salini, dar Angel Salini era chiar inginer. Programul Angel Salini poate l-a făcut un om deștept, nu voi arunca cu banii chiar oricum. Asta e. Să fim protejați de cel de sus, că ăștia de pe aici, de pe la noi, nu se protejează decât de pe ei. La revedere!